Salutare! Ne-am reîntâlnit cu colegul meu, doctorul Alexandru Buzdea, să discutăm despre cum administrăm pastile animalelor, pentru că avem foarte mulți proprietari, foarte mulți părinți de pacienți de-ai noștri, care se lovesc de această problemă și nu reușesc să administreze pastile, sirop, pastila antiparazitară câinilor sau pisicilor pe care le-au acasă. Bine te-am regăsit, Alex. Bine, te-am regăsit și eu. Cu ce să începem? Avem acum toată gama de pastile palatabile, cu gust, cu arome, cu nebunii, dar multe animale totuși refuză să le mănânce. Da. În primul rând, ce este important este să vorbești cu medicul veterinar, să vezi cum este corect să administrezi pastilele respective, dacă trebuie cu masă, odată cu mâncarea, dacă trebuie înainte sau după ce a mâncat pacientul. Asta este un lucru important. După aia trebuie să vedem dacă pastilele respective pot fi fracționate, adică împărțite, pisate sau dizolvate în apă, pentru că nu pentru toate este fezabil asta. Aici cred că vorbim despre capsule, nu? Pentru că majoritatea pastilelor pot fi Da, fracționate, inclusiv mare parte din comprimatele ele. filmate, unele dintre ele Au au o peliculă pe peliculă deasupra protectoare. care le protejează și le face să fie absorbite într-o anumită porțiune a intestinului. Și atunci e bine să nu facem Să-mi le asta. pisăm. Pe lângă asta, în unele comprimate, producătorul specifică că produsul, substanța activă nu este omogenă e posibil să nu fie omogenă în toată pastila și atunci să nu recomande divizarea. De asta e bine să verificăm lucrurile astea înainte. Asta cred că e foarte important și în cazul acestor comprimate antiparazitare interne și externe, Exact, da, care exact. sunt dozate pe greutate și mulți proprietari încearcă să iau o pastilă pentru Mai 50 de multe animale, kg și să o da. împartă la 5 câini de 10 În kg. special la astfel de produse, știu că producătorul nu recomandă divizarea în felul ăsta, pentru că ne asumăm un minim de riscuri în momentul Să nu-și respectiv, facă să nu-și efectul facă sau să nu-și efectul facă cum un trebuie efect. sau să supradozăm în cazul pacienților de mici dimensiuni. Pentru că ele au o marjă de eroare destul de bună, dar la un pacient, când vorbim de pacienți de sub un kilogram sau un kilogram, 2 kg, atunci putem ajunge la supradozare dacă nu suntem atenți. Ok, avem o capsulă care nu poate fi desfăcută Deci și îmi avem, faci viața grea, nu? da, și avem o pisică care știe să scuipe pastila înainte să o bagi în gură, ea ți-a scuipat-o deja. Cum o ajutăm? Cum o păcălim să înghită acea capsulă? Pentru că de multe ori acele capsule sunt și puțin cam mari, mai Sunt ales suficient. Da, suplimentele. unele sunt destul de mari. Dacă nu putem apela la trucuri, cum ar fi ascunsul un pic de mâncare care este ceva mai creioasă sau mai consistentă și putem face O un conservă. înveliș, o conservă, să putem face un înveliș în jurul pastilei sau să o punem cu unt de arahide sau unt pur și simplu și să o congelăm. În felul ăsta facem o peliculă de protecție și o peliculă gustoasă deasupra pastilei. Dacă lucrurile astea nu funcționează, singurul mod în care putem face asta este să o administrăm noi pe gură mai eficient, nu pusă doar pe vârful buzelor și să sperăm, Pe Doamne ajută, vârful că limbii. pe vârful limbii sau în vârful gurii și să sperăm că, Doamne ajută, o înghite. Chestia cu untul de arahide am utilizat-o și eu de multe ori, funcționează mai ales la câini. Da. Când e vorba de pisică, dacă îi dai o chestie mare, pisica nu e așa de, cum să spunem, calică, cum e un câine, să Da. zică, ce chestie tare, ia uite ce gustoasă, i-am dat o limbă pe ea, am gustat-o, acum a unghit și s-a dus. Ea vrea să o ronțe, vrea să o... Deci, E dacă vorbim normal. de pastile mici, care probabil, nu știu, care să spunem că sunt și palatabile, cred că funcționează, dar Bun, în te cazul ascultăm mai bine. capsulelor... E mai greu. E mai greu, nu e imposibil. Întotdeauna, ăsta este un truc important pe care le explic tot timpul clienților. Să luăm mâncarea, dacă are anumite ore la care ia pastilele, e bine ca mâncarea individului să nu stea la discreție în perioada imediat înainte de a da pastila. Pentru că în felul ăsta le putem stimula apetitul cu ceva mai gustos decât ceea ce mănâncă de obicei. Dacă nu, va trebui să administrăm pastila pe gâtul pisicii noi, fie cu mâna, fie folosind, cum mi-a zis cineva la un interviu recent, un lansator de pastile, un dispozitiv cu care putem administra pastiluțele. Ce cred că este important să spunem, aceste dispozitive care administrăm pastilele sunt de două feluri. Unul are un capăt moale din silicon pe care îl prefer și pe care îl recomand Și celălalt clienților este ceva noștri, mai iar rigid. celălalt este dintr-un plastic rigid care ai toate șansele să Putem să facem niște
zgârii acolo, da. Și practic să-ți îngreunezi munca, pentru că psihica odată ce ai zgâriat-o, ea va ști că ăla e un instrument al durerii, nu unul al, al plăcerii. Absolut. Ce am mai făcut eu la pisici și a funcționat, am uns cu puțin ulei de măsline pastiluța înainte să o, să o introduc, pentru că ele simțind uleiul de măsline și le plac, majoritatea pisicilor sunt nebunite după măsline și după uleiul de măsline, au tendința să înghită și alunecă și mai ușor și se duce mai... Eu când fac, de exemplu, asta în consultații sau cu pacienți care vin la noi... Ți-i sticla de ulei de măsline în cabinet? Nu, am o de arahide în cabinet. În sosul de la pliculeț sau în sosul de la o conservă, moi un pic vârf pastila cu tot cu vârful de la aplicatorul de pastile și încerc să îi dau să-l miroase prima dată și apoi le administrez pastiluța. E o altă... Am putea așa să explicăm măcar verbal, fără să avem o pisică, urmând să promitem solemn că vom face și niște filmulețe în care vom chinui în ghilimele niște pisici și vom arăta. Presupunem că ăsta este capul pisicii noastre. Eu de cele mai multe ori încerc să prind tot capul pisicii cred în gură. Cred că trebuie să-l ții nu spre mine, spre cameră. Tot capul pisicii în gură, astfel încât cu... Tot astea capul două pisicii degete... în mână, nu? Da, da, hai da. În gură. Exact, în mână, în mână. Și cu astea două degete le pun imediat în spatele caninilor. La cele mai multe, la cele mai multe animăluțe îi face să, asta îi face să deschidă gura. Băgat degetul imediat în spatele caninilor, nu trebuie să punem presiune foarte mare, nu trebuie să apăsăm să le provocăm durere, ci pur și simplu stimulul pe care îl dă atingerea în zona respectivă îi face să deschidă ușor gura. Ceea ce de cele mai multe ori este suficient ca cu cealaltă mână să pot deschide un pic mandibula și să aplic pastiluța. Important să spunem că dacă suntem dreptaci, mâna cu care ținem capul este mâna opusă mâna dreaptă este cea care administrăm pastiluța. Întotdeauna îmi pun ceva gustos pe deget, asta are două roluri, stimulează pisicul și îi dă, simte mirosul și gustul de la hrana respectivă. Al doilea, îmi face pastila să se lipească pe vârful degetului și în felul ăsta eu țin pastila pur și simplu lipită de deget și o administrez. Cu degetul mijlociu obișnuiesc să-i mai apăs pe bărbie sau chiar pe dinți, pe incisivii inferiori, să apăs ca să deschid puțin gura, după care cu arătătorul împingem pastila. Unde punem pastila? Ei, aici este, mulți pun pastila în vârful limbii și pisicul face puf, se uită la tine și te înjură. Cel mai bine este să o băgăm cât mai adânc, cât mai aproape de baza limbii. Uh-huh. În felul ăsta și declanșăm reflexul de înghiție, reflexul de deglutiție. Mai este un truc pe care îl putem face, să zicem că n-am reușit să punem pastila foarte în spate la baza limbii și am pus-o undeva la mijloc. Putem închide gura individului repede și facem în nas. Suflăm ușor, dăm un puf de aer în nas, asta de cele mai multe ori îi face să înghită. Masajul în zonă, în general, nu ajută la toți indivizii, ajută la unii din ei care sunt sensibili la asta. La pisică e un pic mai complicat. Suflatul în nas e întotdeauna eficient. Ce trebuie să avem grijă este să avem un animalus care e cooperant cu noi, mai ales când facem manopera asta cu suflatul, pentru că ne poate pocni și ne poate... Asta cred că se poate antrena. Eu cu câinele meu așa mă jucam și cu pisicile, fără să le dau nimic, le suflam în bot, ei se lingeau pe bot și înghițeau. Absolut. Pentru că au senzația că le intră ceva în gură și atunci dacă transform chestia asta într-o joacă, în momentul în care o folosești la datul pastilelor... Toate trucurile astea de care vorbim și la care e nevoie să apărăm sunt pentru animale care nu au fost învățate de mici cu astfel de manopere. De asta de obicei când vin la mine pacienți sau când vin și la colegii noștri pacienți care sunt la o vârstă fragedă, sunt tineri, sunt abia intrați în familie, învățăm oamenii să aibă de la început o relație bună cu animăluțul lor și să îi învețe să tolereze, să-i deschide gura, să-i verifice gingiile, să poată să-i bage un deget în ureche, să poată să ia o temperatură, să-i poată băga mâna în gură. Și sunt niște exerciții pe care recomandăm să le facă chiar dacă nu s-a întâmplat nimic, pentru că uneori pot salva viața individului sau ne pot scuti de o grămadă de probleme și de neplăceri mai târziu în viață. Să menționăm că ce discutăm acum și am spus despre pisici e valabil și în cazul câinilor, pentru că la ei e cumva puțin mai simplu și e mai ușor să ascunzi într-o
nu știu, bucată de cașcaval sau da, într-o bucată de brânză, o pastilă mai mare, asta chiar se datorează... și în cazul unui câine de talie mică. Da, da, asta se datorează și modului în care, modului diferit în care cele două specii mănâncă. Câinele se spune că hăpăie, nu are dantură făcută pentru masticație, are dantură făcută pentru sfâșiat, rupe o bucată suficient de mare și o înghite în mod normal. Pisica mestecă mâncarea în mod normal, câinele în mod normal nu mestecă mâncarea. Alors, câinii mei mestecă mâncarea, nu... înghit, nu, stai puțin, când îi dau boabele, le mestecă. Da. Când îi dau o chestie care îi place super mult, o bucată de friptură, o va înghiți cu siguranță. Dacă avem un sirop, o pastă, o... Hai să le luăm pe rând, așa, câine. De fapt, merge la mestecat. Și la câine și la pisică, da. Sunt mult mai ușor de administrat de cele mai multe ori. Ce trebuie să avem grijă este să nu să deschidem gura animalului și să dăm un jet puternic de soluție din asta. De ce? Pentru că o poate aspira. Nu știm ce facem în momentul și în loc respectiv, să se ducă în stomac, se duce în plămân. În stomac, se duce în plămân. Și unele dintre ele pot avea efecte foarte... Bineînțeles, în funcție și de cantitatea pe care o... Absolut, absolut. Mă rog, pot declanșa o grămadă de nebunie acolo. Cel mai bine este să evităm stropitul cu viteză în gură. Dacă nu reușim să administrăm lent prin față, putem ridica falca animalului și să administrăm pe la colțul gurii, ușor, pe ușor, cât un pic, să administrăm cât un pic de sirop. Dar dacă avem o pastă gustoasă? O pastă gustoasă. Aici sunt mai multe... La pisică. La pisică. Putem folosi mai multe trucuri care sunt mai mult sau mai puțin eficiente. Presupun că tu vrei să ajungem la momentul în care punem pasta pe lăbuțele pisicii, exact, sau pe bot, pe și ceea asenici. Ce este bine, va înghiți cel mai probabil tot, dar sunt indivizi care pot să se scuture, poate să se șteargă, poate să facă alte chestii și atunci să nu ingere întreaga cantitate pe care am dorit noi să o înghite. Și de asta e important, chiar dacă am făcut asta și am pus un pic din pasta respectivă pe lăbuța pisicii sau am murdărit-o pe la bot în jurul botului cu substanța, să ne asigurăm că după nu se duce și se șterge de ceva în casă și chiar mănâncă și linge, se toaletează și în felul ăsta înghite toată substanța respectivă. La câine, dacă este un câine calic, putem să-i administrăm și în mâncare, amestecat cu conserva, da, amestecat cu boabele, doar să fim atenți. Exact. Să fie bolul gol la sfârșitul, da, mesei, să nu mai existe... Cum le recomand eu oamenilor să facă este să-i ofere, da, mai ales dacă o oferim cu ceva conservă sau cu ceva ce nu mănâncă în mod normal și o folosim pe post de recompensă asta, să-i ofere la început o bucățică mică fără substanța pe care vrem să o administrăm, după care o bucățică mică cu substanța și apoi restul de mâncare sau încă o recompensă fără pastiluță. În felul ăsta avem șanse mai mari să accepte medicația și în viitor. Presupun că de cele mai multe ori... Să rămână cu o amintire plăcută. Plăcut. Presupun că de cele mai multe ori ei simt pastila. Se spune că dacă un om reușește să recunoască într-o cană de cafea câteva granule de zahăr, cei care beau, cum ești tu, care beau cafeaua fără zahăr, dacă le punem un pic de zahăr în cafea, o să recunoască imediat. Un câine poate recunoaște o linguriță de zahăr într-un bazin olimpic de cafea. Uh-huh. Probabil reușesc să miroase sau să simtă pastilele noastre chiar și așa ascunse, dar de cele mai multe ori faptul că mâncarea este mai apetisantă îi face să treacă peste asta. Ai spus untul de arahide? Da. Am menționat uleiul de măsline pentru pisici? Da. Mierea poate fi un... Poate fi și mierea un astfel de produs, depinde de tipul de miele, dacă este una care este destul de dizolvată, o să fie mai greu. Puțin. Da, trebuie să fie zaharisită sau putem să încercăm la fel să o băgăm la congelator pentru că se va întări. Putem folosi feliuțe de brânză topită, feliuțe de brânză, preferabil nu o brânză foarte sărată. Uh-huh. Și în rest, bucățele de carne întotdeauna. Eu am avut o întâmplare chiar de curând, m-am dus cu Lucas la echitație și instructorul lui m-a rugat să-l ajut să administreze antiparazitarul intern calului și mi-a fost simplu, sigur, deschide-i gura și eu cu seringa, dar ne-a scuipat ăla și ne-a făcut pe toți, am stricat o seringă degeaba. Și asta mă gândeam, știi, cam asta m-a determinat să abordăm subiectul ăsta. Te-ai aștepta ca noi să nu avem întâmplări de genul ăsta, știi? După care calul chiar lângă el avea o hrănitoare în care avea chestii astea tocate. Uh-huh. Ovăz, secar, ce îi se pune lui acolo, făcut așa ca un praf. Și am pus acolo, am mâncat, calul n-a avut nicio problemă. Și el îmi zice,
Uite, nu m-am gândit până acum, așa zic, pe nici eu nu m-am gândit până acum să facem chestia asta. Clar, sunt multe metode de a ne păcăli animalele până la urmă. La un moment dat știu că găseam la furnizorii noștri niște pernuțe, le mai ții minte? Da, pill pockets. Exact, în care băgam pastila, avea o consistență gumoasă așa și erau aromate, miroseau carne. Sau probabil aveau și gust, că mi-am gustat. Au apărut de ceva timp mai multe variante de pill pockets, făcute din diverse, de la vegetale până la... Adică buzunar de pastilă. Da. E... practic un pliculeț de mici dimensiuni în care poți băga pastiluța și teoretic îi maschează mirosul și gustul pastilei. Pe lângă asta, învelișul acela e făcut să fie foarte gustos și apetisant pentru animale. Majoritatea le tolerează bine, însă cei care sunt dificili, nu putem nici să le ascundem. Cred că un exercițiu bun este, am discutat cu Elena la un moment dat de spălatul pe dinți și ne povestea de aromele de pastă, de dinți, vită, pui și ce mai au ei pe acolo. Cred că este un exercițiu bun să le îmbinăm acestea, pentru că odată ce ele se vor obișnui să le periem dinții cu o substanță care are un diferit gust, probabil se vor obișnui și cu... cu aromele. Ce spuneam mai devreme, e bine să ne creăm o relație bună cu animăluțul de acasă. E bine să ne creăm o relație bună, punct. Adică nu ca să-i dăm pastile. Mai ales pentru asta cu pastilițele, pentru că poate în viitor va avea probleme sau când va fi mai în vârstă, vom avea nevoie să-i administrăm tratamente pe termen lung și atunci interacțiunile astea... Sunt puține animale care chiar și fără să aibă probleme nu au nevoie de pastile. Chit că vorbim de un supliment, de, nu știu, are o alergie, bine, deja intrăm în sfera patologică, dar de cele mai multe ori ceva ce trebuie să-i administrăm măcar o dată. Ce aș plusa aici cu pisicile este că pisicilor nu prea li se proprietarii nu obișnuiesc foarte des să le dea recompense. Da. Au început, dar nu comparativ cu piculețul tot timpul. Stai puțin, nu mă refer la asta. Recompensă dată din mână. Da. Dacă eu iau o pastilă și o dau pe la bot și o arăt și așa, e deja interesată și când i-am aruncat-o, a înghițit-o. Da. La asta mă refer. Și îți amintești acum, nu mai știu, 4 ani, 5 ani, când am început noi cu pisicile să le dăm pastă din asta, conservă, ca să nu-i spunem numele, să facem reclamă, o băgam într-o seringă și dădeam pe la colțul gurii și în același timp îl vaccinam, îl consultam. Da. Cam asta cred că ar trebui făcut, adică obișnuite animalele, pisicile, cu recompense de diferite Uite, feluri. Pentru pisici există ceva ce poate fi folosit în felul ăsta, sunt niște pliculețe cu ceva lichid, sunt de obicei lungi și se rupe costul. Ușor, și știu, avem clienți, avem oameni care fac asta ca recompensă și au învățat și fac inclusiv în cabinetul de consultație când vin și îi examinăm, le luăm o temperatură, îi cântărim, ei sunt tot timpul la nas și ei mai dau câte un pic, îi mai dau câte pentru un pic. Că noi încercăm să fim low stress handling. Absolut. Și cat friendly. Da. La fel, puiilor de pisică, dacă le găsim un alt tip de hrană, la fel de bun ca cea pe care o dăm, dar pe care să o folosim ca și recompensă, nu ne-a funcționat treaba asta. Pentru că aruncându-le 3 boabe pe masa de consultație, ei se apucă să joace cu ele, le vânează, le iau în gură, le scuipă, le mănâncă până la urmă și se bucură. Bine, îți mulțumesc mult și pentru demonstrația cu al doilea purcușor oxigenator. Magicianul Alex v-a spus din trucurile lui pentru a administra mai ușor pastile cățeilor și pisicilor noștri, cailor la fel. Dacă mai aveți întrebări legate de cai, mă puteți contacta, vă răspund cu drag cum să administrăm antiparazitarul la cal. Pentru cai chiar există lansatoare, există aruncătoare dacă ții minte, și pentru cai și pentru vaci. Dar funcționează și fără, foarte, foarte ok. Caii sunt obișnuiți oricum să mănânce din mână mere, morcovi, orice fel de recompense. Există niște pelete și pentru ei, deci găsim cu siguranță cum să-i păcălim. Nu uitați să dați subscribe canalului nostru de YouTube Pet Staff Hospital, să vă abonați acolo ca să vă ținem la curent cu ce ne mai trece prin cap. Puteți să ne scrieți ca să ne sugerați alte teme pe care vreți să le abordăm. Îți mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu! Ne vedem data viitoare. Pe data viitoare.